Exclus din lotul pandurilor, brazilianul Cardozo a refuzat să fie rezervă la meciul cu CS Mioveni și a fost exclus din lotul echipei gorjene de fotbal. Asta după ce săptămâna trecută fusese suspendat din cauza gafelor din ultimele trei meciuri. Din cauza evoluției ce a lăsat mult de dorit din ultimele meciuri, brazilianul Alexandre Cardozo a fost suspendat de antrenorul Petre Grigoraș la începutul săptămânii trecute. Grigoraș a revenit însă asupra deciziei și l-a selecționat ca rezervă pentru meciul cu CS Mioveni. Brazilianul a refuzat să joace motivând că este nervos, conform celor spuse de Grigoraș. Pentru aceasta, antrenorul pandurilor l-a exclus definitiv din lot și a afirmat că îl va și amenda pentru această atitudine.